În urma reevaluării lucrărilor de titularizare, procentul de promovabilitate a crescut de la 28,90% la 30,8%. Doar trei candidați au reușit să promoveze examenul de titularizare în urma contestațiilor. Anul acesta s-au înscris pentru examinare un număr de 149 de candidați, dintre care 43 au obținut note peste 7, 61 de candidați au obținut note între 5 și 7, iar restul de 45 de candidați au obținut note sub 5. În urma afișării primelor rezultate au fost depuse 47 de contestații. În județul nostru, testarea candidaților s-a făcut într-un singur centru de examinare anul acesta, deschis la sediul Școli Gimnaziale Nicolae Titulescu din municipiul Călăraș. Pentru candidații care au obținut note peste șapte, repartizarea pe post a avut loc la sediul Inspectoratului Școlar Județean Călăraș, în cadrul unei ședințe publice organizate în data de 31 iulie 2019. Repartizarea candidaților admiși s-a făcut în limita posturilor publicate pentru angajare pe perioada nedeterminată. În perioada 26-27 august se vor repartiza candidații care au obținut note peste 5.